zile, cu ajutorul unei prietene, Ioana Vișinescu, am mers împreună cu ea și cu doi prieteni la Istanbul, prin îndrumarea domnului Ensar Doman, că acești prieteni și-au făcut implant. Înainte să mergem la implant, am aflat despre tratamentul cu laser. Eu, la momentul respectiv, am avut niște probleme cu scalpul, și anume o dermatită. Cu ajutorul acestui laser, deja s-a îmbunătățit vizibil după vreo 2-3 ședințe. Acum deja cred că am undeva la 2-3 luni. A început să crească păr, să se regenereze în anumite zone unde nu mai creștea de ceva vreme. La un moment dat, odată cu vârsta, părul se regenerează, din câte știți, mai greu, iar odată ce părul alb apare, nu mai este atât de fortificat, ca să zic, ca înainte.